Aventura Maloapei prezintă Episod despre pescuit. Mă place apasă. Like și abonați-vă. Salut! Coco mă numesc pe poreclă și astăzi se împlinește un an de când postez pe YouTube și am denumit acest video special unboxing și mulțumim susținătorilor proiectului Alma. Am emoții și vreau să citesc după caiet. Vreau să spun câteva cuvinte, sper să fie și o provocare pentru ceilalți youtuberi. Dacă nu au nimic special să mulțumească, măcar să se gândească la o chestie de genul. În acest video nu este neapărat un unboxing despre ce mi-am achiziționat, ci mai mult recunoștința mea față de cei ce au susținut ideea unui canal de YouTube. Canalul a depășit 350 de abonați, mai exact 357. Eu consider acești abonați baza acestui canal. Majoritatea acestor abonați au susținut proiectul Alma încă de la înființarea canalului de YouTube. Și printre aceștia, aș vrea să mulțumesc în mod special susținătorului numărul 1, Adrian Albinaru. Al doilea fiind un prieten de-al meu, Turbăceanu Valentin. Numărul 3, Geo. Numărul 4, Mădălin Cluta. Acum, dacă nu v-ați auzit numele, nu contează, sunteți baza mea morală și prietenii mei. Printre aceștia pot să enumăr câțiva cu care păstrez și legătura și am fost și la pescuit împreună. Numărul 1. Congo Fishing Channel, sau mai bine zis Cristi, cunoscut pe Facebook sub acest nume, care, într-un fel, a fost legătura mea cu baza piramidei a canalului Adrian Albinar. Numărul 2. Gigi Olteanu, partide de pescuit împreună și un pescar foarte priceput, un om de viață de la care ai ce învăța. Aici adaug și băiatul dânsului, Andrei Olteanu, un pescar cu foarte multă răbdare și care învață repede. Marius Sică, zis Sică, și Ilie, zis Ilie Nebunu. Bun prieten și pescari pricepuți. Vreau să adaug aici că fără Ilie ar fi monotonie atunci când peștele nu trage. El este sufletul partidei de pescuit. În linii mari am enumerat persoanele care sunt și vor rămâne în inima mea. Acum anul 2021 a început și așteptăm cu nerăbdare noul sezon de pescuit. Cei ce nu și-au auzit numele nu au nevoie de mulțumire. Ei sunt cei mai buni prieteni ai mei, cei care ne cunoaștem de curând. Vreau să facem și să facă fiecare anul viitor ceva asemănător a ceea ce am făcut eu astăzi. Consider asta o provocare pentru toți youtuberii cu canale de pescuit. Voi cui vreți să mulțumiți? Noul challenge, noua provocare de la
Aventuri la malul apei către toți youtuberii care ați început pe acest drum. Sper că acest an să ne aducă sănătate, libertate, că nu prea am avut libertate, dragoste, fericire și multe fire întinse. Cu drag al vostru Coco, vă mulțumesc. Acum să vă arăt cum a început de fapt acest proiect. Baza fiind Adrian Albinaru. Da? Nu aveam cu ce filma, aveam un telefon de proastă calitate. Iar aceasta este camera care a donat-o Adrian Albinaru. Prima cameră. Da? O Ebo, dar nu contează. Asta este primul pas în care mi-am pus speranța că voi reuși cu acest canal. Și sper să reușesc în continuare. Al doilea lucru care a venit imediat după Adrian Albinaru, de la bunul meu prieten, Valentin Turbăceanu, o cameră 360 care nu a fost folosită din cauza simplului fapt că nu aveam cu ce edita aceste filmări. Adică nu puteam să vă pun pe ecranul YouTube o filmare într-un cerc ca să apară un film împătrat, trebuie să ai cu ce edita, iar acele scule costă foarte mult bani. Important este că o avem și poate în viitor o vom folosi. Apoi, cât de curând, mai exact ieri, Adi s-a gândit că ar trebui să încep să mă perfecționez. Eu dau la spinning mai mult la clean și s-a gândit el. Mă, Coco, n-ai vrea să-ți trimit eu ceva de știucă? Eu uite, cam așa a venit pachetelul cu gume, cu voblere, linguri, da? Asta e un început pentru a pune baza unui pescuit la spinning la răpitor mai mare. Bun. Pe lângă asta, Adi am adunat mai multe lucruri. Cum ar fi plute și multe alte accesorii de care m-aș putea lega la pescuit de ele. Să nu uităm șoldanele donate de Aldi, să nu uităm multe alte lucruri care au fost donate de el. Eu cu Adi păstrez legătura și pe telefon și pe suntem cei mai buni prieteni. Bun, dar asta nu, să nu credeți că dacă mi-a donat, de-aia suntem prieteni. Nu. Suntem prieteni și în viața reală, nu numai la telefon. Adică ne întâlnim, vorbim și discutăm și alte lucruri ca lucruri ce ar putea fi discutate între doi oameni maturi, doi oameni cu familie, doi oameni buni și buni prieteni. Cam asta am vrut să vă arăt pe scurt în acest unboxing special. Puținele lucruri care au ajutat în susținerea mea morală și în dorința mea de a crede cu adevărat că Dumnezeu face lucrurile de așa fel încât să-ți dea putere să continui și să nu cazi moral, că vezi, Doamne, Tu nu ești în stare sau că Tu nu poți, că Tu nu vrei, că Tu, nu știu, că nu ești capabil să faci anumite lucruri pentru că ai anumite defecte sau ai anumite situații ce nu pot duce la
la atingerea scopului tău final. Eu consider asta că, sau consider că acest an mi-a dat puterea de a crede că chiar dacă nu ai o situație materială, nu ai un sprijin moral foarte, foarte puternic din partea ta, totul te poate aduce spre drumul cel bun, spre succes, ca să zic așa, între ghilimele, că eu nu cred că un canal de YouTube îți va aduce neapărat un succes, dar îți va aduce satisfacție, îți va aduce prietenii, îți va aduce colaborări, îți va aduce tot ceea ce am enumerat mai înainte. Asta vreau să înțeleagă toată lumea, că fiecare om are puterea de a-și crea propriul drum și de a face totul din plăcere și de ce nu să aibă cele mai frumoase satisfacții. Nu iubiți banii, iubiți timpul, pentru că timpul ne arată că viața e scurtă și că merită trăită, iar ieșirea în natură consider că ne poate descoperi cu adevărat interiorul nostru și a ceea ce suntem, oameni.